Sigur că m-am cumplat etajul 70. Nu cred, oh my god. Mi se mândă urechile. 68, uite. 70, oh wow. Ești pregătit, Ros? Da. Etajul 70, n-am fost în viața mea așa de sus. Hei, neața tuturor, este o nouă zi aici în Los Angeles. Este ultima zi în această căsuță perfectă de poveste. Hey. Ros, Rosvan gătește aici foarte bine. Stai să te filmezi de la lumină, să vezi ce frumos se vede. Oh my god, și ce bine miroase. Wow, Ros, ești foarte tare. Mă grăbesc. Da, știu, mai ai doar 5 minute, 3. Și apoi o să facem, uite ce frumos a pus aici Rosvan astea. Imediat o să-l ajut și eu. Ok, am ajuns în downtown LA și Rosvan tocmai m-a lăsat cu bagajele în fața hotelului și sunt singur aici și oamenii trec pe lângă mine. Super! După o pauză de 2 ore am plecat în sfârșit din hotel. Sunt aici cu Rosvan. Hei, Ros! Hey. Ești cam un alt Ros. Astea te fac foarte înalt, nu? E așa. Așa, și mergem să filmăm ceva foarte drăguț, un dans pentru Instagram, pentru TikTok, YouTube și toate cele. Și am ajuns la QUE, nu știu cum se pronunță, Sky Space. Această clădire uriașă este clădirea care are un topogan pe care o să ne dăm de sus până jos, să fie foarte tare. Deci, suntem undeva la etajul cât? 54. 54, scria. Ce aici? Oh my god! Nu știu ce e asta, dar e foarte înfricoșător. Wow! Aici sunt de la fiecare echipă de fotbal. Wow, ce tare! Oh my god! Toate sporturile! Sau pe acolo aproape toate, mă rog. Ce mișto! Nu credeți în secundă? Da, și urcăm acum la etajul 70. Nu cred! Oh my god! Mi se mândă urechile. 68, uite! 70! Oh, wow! Ce senzație! Ești pregătit, Ros? Da. Etajul 70, n-am fost în viața mea așa de sus. Oh my god, cum se vede! Dacă ziua mea am făcut-o la etajul 15, cum ar fi să-mi fac ziua la etajul 70? Wow! Uai, mi-e frică! Suntem la, cred că e cea mai mare clădire dintre toate. Sigur e cea mai mare, e mai mare decât toate, observați? Suntem peste toate clădirile, wow! Ok, am coborât din marea clădire de 70 de etaje. Deci noi am pus la etajul 70, și vă vine să credeți. Și uite, asta e clădirea. Și am zis, jos sigur nu o să fie mai mișto decât sus, dar uitați cum este în jurul nostru. Wow!